suntem în lângă stupina experimentală a Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură din București, instituție de cercetare cu caracter de unicat atât în Europa cât și în lume și care aparține, a fost creată de către Asociația Crescătorilor de Albine din România. Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură are o paletă foarte largă de activități și, așa cum îi spune și numele, se ocupă de cercetare fundamentală și aplicativă în domeniul geneticii și biologiei albinelor, în domeniul studierii resurselor nectaropolenifere pentru culesul albinelor, în domeniul tehnologiilor de creștere pentru albine și, de asemenea, în domeniul păstrării sănătății albinelor, respectiv un colectiv de cercetare privind sănătatea albinelor. Există apoi un alt colectiv de cercetare care valorifică produsele stupului și capacitatea lor nutritivă și terapeutică pentru sănătate și alimentație, cunoscut și sub denumirea de apiterapie. Pentru ca să ajungem până la apiterapie, în studiile fundamentale de cercetare, trebuie întâi să avem certitudinea că produsele apicole sunt de cea mai bună calitate și acest lucru nu-l putem determina decât în cadrul colectivului de chimia și tehnologia produselor apicole, care funcționează și cu un laborator de analiză de calitate a acestor produse, laborator acreditat conform standardului ISO 17025. Dezvoltarea o facem atât prin extensie, dar mai ales prin producție, iar producția noastră se referă pe de o parte la producția de material biologic selecționat, respectiv măci din albina rasa carpatică, și, bineînțeles, apoi le îngrijim cu medicamente și biostimulatori produși în cadrul secției de producție pentru medicamente de uz veterinar. Și pentru că v-am vorbit și despre produsele stupului, ei bine, produsele stupului sunt valorificate sub formă de suplimente alimentare, produse cosmetice și produse medicamentoase sau apiterapice, în a căror compoziție intră. Sigur că există diferite formule și aici, în care se valorifică practic întregul potențial, atât nutritiv cât și terapeutic al produselor. Vorbim despre apicultura românească, dar poate cel mai mult despre valorificarea produselor stupului prin practicarea acestei apiculturi, trebuie să spun cu toată modestia că România deține prioritate internațională în ceea ce privește primele studii și implementarea apiterapiei științifice și, de asemenea, pentru crearea primului centru medical de apiterapie din lume. Iată, ne-a ajuns și în magazia, în depozitul stupului, acolo unde găsim tot ce albina ne oferă cu atâta generozitate, respectiv produsele stupului. Și când vorbim de produsele stupului, pe care îl putem socoti drept cea mai veche farmacie, ne gândim nu atât la miere, ci la o paletă foarte largă de alte produse care provin din flori, de pe plante, dar și pe care albina, cu foarte multă laboriozitate, le procură pentru însăși familia de albine. Și haideți să începem cu mierea de albine. Este de diferite sortimente în funcție de floarea de la care albina o culege și, cel puțin în țara noastră, există 3 sortimente de bază, respectiv mierea de salcâm, din flori de salcâm, mierea de tei și mierea polifloră. La paleta mierii poliflore putem merge în delta Dunării, putem merge pe fânețe, putem merge în lungi. Dacă ne referim la proprietățile mierii, foarte bine ar fi să spunem că pentru dezvoltarea statură ponderală a copilului este cel mai bun leac. Este un excelent adjuvant în asimilarea calciului în oase. Este cel mai ușor și mai blând laxativ datorită glucozei. Este cel mai bun suport natural, nenociv pentru mușchiul cardiac și, în general, pentru întreaga musculatură, pentru că, să nu uităm, mierea este prin excelență un aliment energetic. Polenul este elementul masculin al florii și, dacă ne gândim numai la acest lucru, purtător de informație genetică fiind, conține în el tot ce este necesar ca o nouă plantă să se dezvolte. Deci tot ce este mai bun găsim în polen. Polenul este cea mai bogată sursă naturală de antioxidanți naturali, cuprinzindu-i aproape pe toți cei cunoscuți. Sigur că despre aceste produse se poate vorbi foarte mult, lista proprietăților este non-exhaustivă,
Și oricând suntem deschiși și a vă explica mult mai multe lucruri despre aceste produse. Nu uitați, Albina este un doctor mic și foarte eficient, iar Stupul rămâne totuși cea mai veche farmacie pe care ne-a oferit-o natura și bunul Dumnezeu.